Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru miercuri 9 iunie. Acum să vedem pentru ziua de miercuri 9 iunie ce mesaje au pentru noi cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici regele de cupe, o energie foarte matură, foarte echilibrată, foarte plină de dragoste și de emoții și sentimente pozitive. Hai să clarificăm acest rege de cupe, cum puteți să beneficiați de această energie atât de frumoasă, atât de calmă, de protectoare și de benefică în relațiile voastre de dragoste. Avem șasele de monede, cinciul de bâte și cavalerul de monede. Ok, avem aici o combinație foarte interesantă de cărți. Șasele de monede ne vorbește despre un ajutor venit din exterior, cinciul de bâte despre niște certuri, despre niște probleme, niște discuții în contradictoriu și cavalerul de monede despre o energie foarte înceată, dar care își dorește să îmbunătățească lucrurile și combinate cu regele de cupe, care este cel mai înțelept rege din toată suita de tarot și pe care eu tot timpul echivalez cu arhetipul regelui Solomon. Aceste cărți îmi vorbesc foarte clar despre un scenariu pentru cei care sunteți deja într-o relație stabilă, mai ales dacă ați avut o fel de certuri, de discuții în contradictoriu cu partenerul sau partenera voastră. Acum a venit momentul să apelați la o persoană imparțială, o persoană externă relației voastre, fie la un terapeut de cuplu, fie la niște prieteni, niște persoane mai în vârstă care pot să vă consilieze și să vă ajute, da, să vă ofere acest ajutor extern, astfel încât să treceți peste această perioadă dificilă de certuri și încet, încet să reconstruiți relația voastră pe o fundație mult mai stabilă. Pentru cei care sunteți singuri, există o foarte mare șansă să cunoașteți pe cineva, fie la locul de muncă, fie dacă sunteți implicați în acte de voluntariat, în acte de caritate. Mare atenție atunci când o să cunoașteți această persoană, care este acest arhetip al regelui de cupe, această persoană foarte echilibrată, foarte matură din punct de vedere emoțional, să nu aduceți în această nouă relație, în această nouă interacțiune, tiparele voastre toxice din trecut, și aici mă refer mai ales la tendința unora de a căuta motiv de ceartă doar pentru că împăcarea este mai dulce. Dacă veniți cu aceste comportamente imature, regele de cupe nu o să fie impresionat și nu o să vă acorde mai multă atenție, adică o să taie orice legătură cu voi foarte scurt și la obiect. Dacă doriți o relație cu această persoană matură din punct de vedere emoțional, dar o persoană cu care puteți să construiți o viață împreună, va trebui să demonstrați că și voi aveți această maturitate emoțională și intelectuală. Mai departe, în privința sănătății, avem aici pajul de cupe, o altă carte din suita de cupe. De data aceasta este vorba de o energie foarte tânără, foarte debordantă. Mare atenție pentru copii, adolescenți, pentru cei care aveți copii, pentru cei care sunteți părinți, pentru că aici pot să apară anumite probleme de sănătate. Hai să clarificăm această energie a pajului de cupe, cum se manifestă în această zi de miercuri pe partea de sănătate. Hierofantul, marele preot, șasele de bâte și doiul de monede. Ok, pentru toți cei care aveți anumite probleme de sănătate, fie că
sunt niște probleme mai noi sau niște probleme cu care v-ați mai confruntat în tinerețe, în copilărie. Aici șerofantul îmi arată clar că o instituție, un medic, un terapeut, un expert în domeniu vă găsește tratamentul ideal pentru voi. Cu șasele de bâte că o să ieșiți victorioși din această luptă, cu această boală și cu doiul de monede, văd că cheia succesului este să găsiți echilibrul în viața voastră, atât între viața profesională și viața personală, cât și în rutina voastră zilnică, în emoțiile voastre, în sentimentele voastre, în finanțele voastre, în toată viața voastră. Aici trebuie să căutați mai mult echilibru, să nu mai jonglați atât de puternic și atât de intens cu diversele aspecte ale vieții voastre, să vă reîntoarceți la o gândire mai pozitivă, la un stil de viață mai minimalist, să vă dați seama că nu aveți nevoie de atât de multe lucruri și de atât de multe complicații în viața voastră. Aici cu pajul de cupe trebuie să vă restructurați viața și să mențineți în viața voastră, în dieta voastră, în rutina voastră, doar acele lucruri care într-adevăr sunt absolut necesare pentru binele vostru, pentru echilibrul vostru. Per total, lucrurile o să iasă bine aici. Cu șasele de bâte e clar că lucrurile o să iasă bine pentru voi, dar e la fel de important să învățați și lecția acestui doi de monede și să găsiți cumva echilibrul în viața voastră. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a finanțelor voastre, avem aici pajul de bâte, un alt paj, o altă energie foarte tânără, originală, nouă și fiind un paj de bâte, o energie foarte pasională, foarte entuziastă și cu foarte multă creativitate. Hai să vedem cum puteți să beneficiați la maxim de această creativitate și de acest entuziasm în cariera voastră, în finanțele voastre, în afacerile voastre. Șaptele de săbi, nouăle de bâte, optul de bâte. Aveți foarte mare grijă cu această energie de paj de bâte să nu cheltuiți mai mult decât este necesar, să nu faceți cumpărături impulsive astăzi, pentru că sub această energie există un foarte mare risc să cheltuiți mai mult decât aveți, să cheltuiți mai mult decât v-ați propus. Și aici cu șaptele de săbi văd că voi vă furați singur căciula. Scoateți cardul de credit de prea multe ori în această zi și puteți chiar să ajungeți la plafonul maxim. De aceea este foarte important astăzi cu nouăle de bâte să vă impuneți singuri niște limite, să vă protejați finanțele de voi înșivă, dar și de atacatori externi. Fiți foarte atenți astăzi, mai mult decât în alte zile, la unde vă țineți portofelul, atunci când vă urcați în mașină, dacă vă puneți geanta, poșeta, portofelul pe bancheta din spate, asigurați-vă că încuiați toate ușile, chiar dacă voi sunteți în mașină. Atunci când plătiți undeva cu cardul de credit sau cu cardul de debit, asigurați-vă că faceți acest lucru într-un mod securizat, că nu vă vede nimeni PIN-ul, că nu vă vede nimeni datele de pe card, că nu vi se fură datele, că nu vi se fură informațiile bancare. Și atunci când luați toate aceste măsuri de precauție, lucrurile o să se îndrepte rapid într-o direcție foarte pozitivă pentru voi. La locul de muncă, aveți grijă cu ideile voastre creative, originale, pentru că aici cu șaptele de bâte există posibilitatea ca niște persoane care vă aud cumva tangențial aceste idei să își asume creditul pentru această originalitate și acest entuziasm al vostru, dar dacă luați lecția nouălui de bâte și vă asigurați că toate ideile voastre, toată contribuția voastră este documentată și că superiorii voștri
Știu că aceste idei au venit de la voi, că aceste inițiative au venit de la voi, lucrurile o să se îndrepte foarte rapid într-o direcție foarte pozitivă și nimeni nu o să vă poată fura creditul, meritul și răsplata care vi se cuvine. Trebuie doar să fiți vigilenți. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru ziua de miercuri 9 iunie. Hai să vedem ce carte putem să extragem din acest set. Mesajul zilei este următorul. Tot ceea ce fac reprezintă alegeri. Sunt acum atent la ceea ce spun, nu spun nimic care nu vreau să devină un fapt real pentru mine. Fiți foarte atenți la gândurile voastre, la vorbele voastre, pentru că mai devreme sau mai târziu acestea se transformă în realitate. Și dacă vreți să vă schimbați realitatea exterioară, de aici trebuie să începeți, din interiorul vostru. Mai întâi vă controlați gândurile, pe urmă vă controlați vorbele și pe urmă vă controlați faptele. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!